Bună ziua, am văzut un interes din partea presei față de recent făcutul anunț al domnului Dacian Cioloș privind demisia din USR. Față de acest lucru n-am de spus decât ceea ce am afirmat și în ultimele săptămâni de când se tot vehiculează această demisie, și anume că este o eroare strategică, că este o mișcare care ajută PNL și PSD, că în România avem foarte mult de muncă în opoziție la aceste două partide care dau guvernarea dezastroasă în prezent, o muncă pe care o facem la USR împreună cu toți colegii noștri buni din Ex Plus sau din Ex-USR, nu contează de unde sunt. Aici este casa bună a tuturor celor care vor să construiască această alternativă în România. Asta am și promis românilor în 2019, în 2020, în 2021. Am fost șef de campanie la vremea respectivă și am spus că ne unim, nu că ne dezbinăm. Așa că acest gest, un proiect, până la urmă, oarecum pe persoană fizică, un proiect de vanitate, n-are niciun sens politic. Noi rămânem în continuare să construim aici, în USR, alternativa liberală, democratică, modernizatoare, optimistă, luminoasă pentru 2024. Dacă aveți întrebări, cu drag. Spunea Dacian Cioloș că a văzut, că cei din USR au văzut în el un dușman. A fost Dacian Cioloș perceput așa? Nu, Doamne ferește. Dacian Cioloș e un om, oamenii sunt făcuți din lumini și umbre, are meritele sale în cariera pe care a avut-o publică. Până la urmă, depinde de fiecare om ce face cu momentele politice. A ales o serie de renunțări în ultima vreme, demisie de la Renew, demisie de la președinția USR, demisie din USR. Acum, eu cred că politica se face prin asumare, nu prin renunțări, și că trebuie să alegem calea asta a construcției mai luminoasă, mai optimistă, nu să ne lăsăm dominați de umbre. Dacian Cioloș reproșează cu actualei conduceri faptul că ar fi făcut uitate anumite măsuri deja convenite în trecut. Nu a explicat dânsul clar. Poate știți dumneavoastră mai bine la ce măsuri se referea domnul Cioloș, ce s-a uitat, ce nu s-a făcut în interiorul USR? Mi-e foarte greu să știu la ce se referă. Afirmația asta o aud de la dumneavoastră și încerc să cum să spun, eu sunt foarte transparent și încerc să răspund oricărei întrebări și atunci încerc să caut în mintea mea la ce s-ar putea referi. Până la urmă, de fapt, dacă vreți, întrebarea legitimă este ce rost are acest proiect în ideea ce e rău la USR sau ce ar fi diferit de USR, și răspunsul nu există. De aceea am spus că mergem în zona aceasta de proiecte personale, de proiecte de vanitate. România are o istorie politică, dumneavoastră sunteți jurnalist jurnalist de politic și cunoașteți cum acest tip de supărare a unui fost lider care a avut șansa să facă ceva cu USR, fiind ales democratic în acest partid să facă ceva cu USR. Până la urmă, mai avem astfel de proiecte, niciunul n-a avut succes, nici în acest caz oamenii rămân în USR, în această casă bună a construcției de opoziție din România, și cam asta e tot. Așa cum ați spus și dumneavoastră, l-a ales foarte mulți membri USR președinte. Având în vedere plecarea lui, vă așteptați să aveți și mai multe plecări în următoarea perioadă din USR, poate parlamentar care să-l urmeze? Având în vedere că în februarie așa s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în februarie? Îmi cer scuze. Au fost membri care au plecat în momentul în Am discutat cu mulți din colegii mei în aceste săptămâni, că am trăit și noi sub imperiul acestor zvonuri, numai dumneavoastră de la presă, de câte ori ne-ați întrebat despre această plecare, care iată, în sfârșit se întâmplă astăzi. Și colegii mei cu care am vorbit, toți mi-au spus că vor să continue în această construcție. De altfel, cumva, pentru cei care vin din Ex Plus, într-un fel, e mai greu emoțional, că este fostul lider al acelui partid și, până la urmă, există o legătură, dar oamenii sunt la fel de consternați de lipsa de sens politic a acestui gest. Ne-am adunat împreună ca să fim mai puternici și să facem ceva. Dumneavoastră sunteți jurnaliști aici în Parlament, îi vedeți pe parlamentarii, probabil că nici nu trebuie să căutați ca să găsiți care de la Ex Plus sau de la Ex-USR. Toți avem aceeași etichetă și suntem în același grup, că lucrează cot la cot, că depun proiecte de legi, că suntem un grup parlamentar unit. Avem o grămadă de muncă în opoziție, slavă Domnului, până în 2024 avem o mare responsabilitate. Eu pe asta mă concentrez, pe muncă și pe ce e de făcut. Au apărut câteva informații potrivit cărora cei care au demisionat au plecat fără să-și plătească cotizațiile la partid. Este adevărat? Da, există și această parte, într-adevăr, nu vreau neapărat să intru în această bucătărie internă. Noi avem istoric în USR un sistem de cotizații diferențiat, în care aleșii cu demnitate publică au un prag al cotizații mai ridicat. Și, într-adevăr, în rândul colegilor europarlamentari care au plecat, există o serie de restanțe. Aveți ceva ce să vă reproșați în relația cu domnul Cioloș? Ați făcut toate demersurile pentru a-l păstra pe acesta în partid?
în momentul de față? Până la urmă, nu e vorba despre singur om. Știți, politica nu e despre primadone și despre vedetisme. Politica este despre a construi instituții. Eu vă garantez că USR va dăinui și va fi aici și peste 5 ani și peste 10 ani, mult poate după ce unii dintre noi nu vom mai face politică, pentru că asta este ceea ce încercăm să construim. Începând de la USR Tineret, începând de la extindere, tocmai că suntem într-un proces de a crea o alternativă care să fie durabilă. Niciunul dintre noi nu ne-am dorit vehicule pe persoană fizică. Foarte mulți dintre noi am lucrat și în privat înainte, sau mai ales numai în privat. Eu până să am experiența de administrație publică lucrasem numai în privat. Nu ne trebuiau un rost în viață pe care să ne-l găsim prin intermediul politicii. A fost o chemare într-un moment al societății când ne-am dat seama că avem un sistem ăsta, PNL, PSD, PDL mai era pe vremuri, care nu dă rezultate, ține România în cremenire și noi vrem să modernizăm România. Am reușit 8 luni asta la Ministerul Transporturilor când am fost acolo, se bat colegii mei în primărie, avem primar peste 2 milioane de români, ducem lupta asta mai departe. Asta este mandatul unui om politic, să se lupte, nu să renunțe. Îl veți mai primi pe Dacian Cioloș dacă va veni și ca lider reper acum în 2024 să mergeți împreună la alegeri și chiar să faceți o fuziune, acum să facă o fuziune cu SR Plus și cu reper? Aici, răspunsul la întrebarea asta, am văzut că zâmbeați în timp ce ați adresat-o, dar răspunsul trebuie să fie unul serios. Până la urmă, în politică nu ne putem juca cu mandatele oamenilor ca la acele reality show-uri în care ne mai uităm cine cu cine se combină și în ce fel. Avem un mandat să facem opoziția liberală și democratică, am promis oamenilor că ne unim, suntem aici și construim. Ce șanse dați acestui nou proiect al lui Dacian Cioloș? Zero. De ce? Pentru că nu are sens politic. O construcție trebuie să aibă un sens politic, un înțeles, o diferențiere, să care o energie. Ori energia unei persoane care și aceea e mai degrabă spre deconstrucție, spre renunțare, nu poate să fie motor de mișcare credeți politică. Credeți că nu mai sunt oameni care să creadă în omul politic Dacian Cioloș după acțiunile sale din ultimul an cel puțin? Aș vrea să nu vă supărați pe mine dacă mă opresc cu comentariile despre persoana domnului Dacian Cioloș, că problema politică nu e doar despre persoana unui om sau altul. Eu aș vrea să discutăm și nu fac faimoasa pivotare, dar chiar asta este ceea ce îmi doresc, să discutăm despre ce se întâmplă cu guvernul ăsta, să discutăm despre ce soluții avem noi USR, să ne criticați când nu facem opoziție cum trebuie. Eu, de exemplu, am fost criticat că sunt prea vehement. Păi eu n-am văzut în UK, în Anglia, ca Labour Party, care este acum în opoziție, sau în Germania, creștini democrați care sunt în opoziție, să se ducă să stea la un pișcot cu guvernul și să fie simpatic. Sunteți criticat pe rețelele de socializare acolo unde este electoratul nostru, că nu faceți prea multă opoziție. Sunteți criticat și că... Uite, asta e o critică pe care întotdeauna mi-aș asuma-o, pentru că exact eu am venit cu conceptul ăsta când am preluat mandatul ăsta și vă aduc aminte că l-am preluat pentru că a existat o demisie și conceptul pe care l-am adus a fost de opoziție pe tot terenul. Iarăși îmi vine să folosesc un englezism, uncompromising, fără compromisuri, adică ne luptăm cu ei, vedem ce fac cu economia, nu stăm să fim confortabili și să mai fim și noi acolo. Știți că există în România acest tip de opoziție falsă, cea pe care a făcut-o PNL-ul la PSD și PSD-ul la PNL de-a lungul timpurilor, câteodată chiar înțelegându-se prin spate absolut cât se poate declara, altă dată făcându-și cu ochiul când era Ciuma Roșie, când era Werner, ca să folosesc două din epitete, dar de fapt erau cei care stau acum în aceeași găoace. Atunci, poate ne puteți spune cum va fi afectată imaginea partidului? Cum veți arăta în ochii electoratului? Păi, eu sper că oamenii își dau seama despre cine construiește, că văd că continuăm această construcție cu forță, cu determinare, cu hotărâre să oferim ceva mai bun și atunci să trecem și peste momentul ăsta, care e un moment neplăcut. Ce mesaj aveți pentru deputații și senatorii USR care au discutat deja cu domnul Cioloș și cu ceilalți demisionari și care cochetează cu această idee a plecării din USR? Mesajul meu este cel pe care l-am tot spus, că aici este casa bună a opoziției liberale democratice din România, o instituție în care chiar avem optimismul că putem construi alternativa la PNL-PSD pentru 2024, pentru acele alegeri.